Să începem cu fără niciun text. Și vă spun eu cum să ajungem. Și fără asta. Și fără nimic. Bună dimineața, v-am invitat la această conferință de presă pentru a atrage atenția unui fapt grav legat de bugetul național, adică o alocare pentru municipiul București cu 620 de milioane de lei mai puțin decât alocarea în 2023. 620 de milioane de lei înseamnă 60 de tramvaie noi, cum sunt cele care circulă în București, sau 100 de autobuze electrice, sau, știți că am fost ieri la stația de epurare de la Glina și am povestit acolo cum am muncit cu toții 3 ani ca să salvăm 650 de milioane de lei fonduri europene, să plătim stația de epurare din bani europeni și nu din bugetul local. Deci noi am muncit 3 ani ca să salvăm 650 de milioane de lei și acum vine guvernul și zice foarte bine, dați-ne nouă pe ăștia. Asta apropo de șmecheria care distruge România. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că eu spun asta de 3 ani, că este o disproporție între atribuțiile pe care le are Primăria Generală și atribuțiile pe care le au sectoarele și banii pe care îi primește Primăria Generală față de banii pe care îi primesc sectoarele. Raportul ăsta este și mai disproporționat în proiectul de buget, așa cum a fost publicat zilele acestea. Acum să vă explic care este chestiunea cu cele 620 de milioane de lei. O parte importantă din bugetul municipiului București vine din așa numitele cote defalcate din impozitul pe venit, adică bani pe care bucureștenii îi plătesc impozit pe salariile lor. Și în bugetul din 2023, acești bani erau 50% se duceau la Primăria Municipiului București, 50% se duceau la primăriile de sector. În bugetul proiectul de buget pe 2024, doar 47% din acești bani se duc la Primăria Generală și rămân 50% din acești bani la primăriile de sector. Asta înseamnă cam 300 și ceva de milioane. Și mai este o prevedere în proiectul de buget național, banii pentru instituțiile de cultură. În toate județele, mai puțin Bucureștiul, 2% din alocarea cumulată pentru județ, pentru Consiliul Județean și pentru consiliile locale, se duc către instituțiile de cultură. Nu și în municipiul București, unde știm cu toții, toate teatrele sunt la Primăria Municipiului București, adică ele sunt plătite din bugetul Municipiului București, opera comică, circul, toate muzeele. Deci 3% plus 2% din cotele defalcate înseamnă suma pe care am spus-o la început, 620 de milioane de lei mai puțin în bugetul din 2024 decât bugetul din 2023 și, repet, asta înseamnă 60 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice noi și sau toată lucrarea de la Glina de care am vorbit ieri. În ceea ce privește disproporția de bani cu atribuțiile sectoarelor, vă rog să ne uităm la planșa asta. Ce trebuie să facă Primăria Generală din București, ce trebuie să facă primăriile de sector. În partea de jos vedem
lucruri care sunt oarecum similare. Noi ne ocupăm de spitale, sectoarele se ocupă de școli, noi facem liseismic, ei fac anvelopare termică, străzi avem și unii și alții, spații verzi, asistență socială. Însă diferența foarte mare e aici. Și o să vedem niște cifre. Subvenția de căldură, care sunt miliarde de lei. Da? Deci se vede cu ochiul liber, și se știe asta de ani de zile, că noi avem mult mai multe atribuții față de sectoare. Și totuși, încă din bugetele anterioare, și se amplifică în momentul ăsta, Primăria Capitalei primește mai puțin bani decât sectoarele. Și aici este o diferență de viziune. Adică vrem să facem infrastructură, vrem să cumpărăm tramvaie, vrem să cumpărăm autobuze electrice, să modernizăm linii de tramvai, să modernizăm rețeaua de termoficare. Asta înseamnă mari lucrări de infrastructură. Sau vrem să avem un București de panseluțe și borduri. Asta este diferența de viziune între Primăria Municipiului București și Guvernul Ciolacu, care propune această distribuție a banilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Și o să dăm câteva exemple în slide-urile următoare. Conform înțelepciunii codului fiscal, toate taxele și impozitele locale, și asta nu este doar de acum, este din momentul în care a fost aprobat codul fiscal, toate taxele și impozitele locale din municipiul București se duc la sectoare și nu la Primăria Municipiului București. Adică noi plătim o subvenție considerabilă pentru transportul public și dacă amendăm pe cineva care nu are bilet în tramvai sau în autobuz, amenda aia se duce la Primăria de sector. Să ne uităm și la subvenții. Subvenția de tărnie, da? Din acel mai puțin bani pe care noi avem decât primăriile de sector, asta este suma pentru execuția pe 2023. Noi plătim 2 miliarde pentru subvenția la tărnie și la fel pentru transportul public, slide-ul următor, dacă putem să-l vedem. 1,5 miliarde lei. Eu sper să existe înțelepciune în Parlamentul României pentru a nu lipsi Bucureștiul de un instrument de dezvoltare. Dacă avem întrebări strict pe chestiuni financiare. Pentru că ați vorbit despre diferența de atribuții dintre Primăria Capitalei și primăriile de sectoare, nu vi se pare cumva că această diferență de atribuții s-a diluat în ultima vreme? Pentru că avem sectoare care fac mare infrastructură, lărgesc bulevarde, fac pasaje, fac metrou. Deci nu cumva s-a mai diluat, fac parcări și așa mai departe. Da, tocmai din excesul de finanțare pe care îl au. Și bineînțeles că dacă un sector cere primăriei generale și îi spune voi n-aveți bani, noi avem, vrem să facem un pod acolo, dați-ne administrarea, evident că Primăria Generală, neavând bani, spune, da, vă dăm. Dar întrebarea este, e normală această partiție sau nu? Și atunci, de ce, spre exemplu, Primăria Sectorului 6 s-a oferit să ajute Primăria Capitalei cu lărgirea prelungirii Ghencea, care bate pasul pe loc? Nu este adevărat. La o discuție pe care am avut-o cu primarul Sectorului 6, i-am propus, a spus că are capacitatea să preia tronsonul 3 și a refuzat să o ia. Deci domnul Ciucu spunea că v-a propus să preia din prelungirea Ghencea și să lărgească și nu a primit niciun răspuns. A fost o discuție la care au fost 6 sau 7 persoane. Primarul sectorului 6, consilier general, consilier local de la sectorul 6. Și discuția a fost tronsonul 2 fiind practic finalizat. Discuția a fost propunerea noastră a fost noi facem tronsonul 1 de care ne-am și apucat, care e mai simplu, voi faceți tronsonul 3 pentru care aveți acord cadru în desfășurare. Iar răspunsul primarului sectorului 6 a fost luăm tronsonul 3 dacă luăm și tronsonul 1. Poate două tronsoane, practic.
Da, numai că noi avem o companie, da, care are o situație financiară, care are alte lucrări, nu putem să o lăsăm în dezechilibru pentru capriciul unui primar. Domnule primar, anunțam că Cadrul România Actualități, în situația în care rămâneți cu cele 600 de milioane de lei în minus față de varianta de anul acesta bugetului, ce se va întâmpla cu investițiile în infrastructură pe care le derulați, de exemplu contractele în execuție, mă refer la podul Grand, mă refer și la, în completarea întrebării colegului meu, prelungirea Ghencea, care nu prinde, din ce știm, în momentul de față, finanțarea europeană. Sunt multe proiecte, inclusiv pasajele, lucrările la cele trei pasaje, Obor, Lujerului și Băneasa, clasa 5, la urgență, la reparații capitale, acestea vor fi făcute cu bani de la buget. Da, legat de prelungirea Ghencea, există, acolo sunt, bun, tronsonul 1 e o lucrare relativ simplă și e vorba de, nu mai știu, 20-30 de milioane de lei. Tronsoanele 3 și 4, într-adevăr, sunt sume mai mari. Linia de tramvai sperăm să o trecem pe fonduri europene, care are ea și care are o pondere importantă în din contractul de 300 de milioane. Păi trebuie să socotim cam de ordinul 8 milioane de euro pe kilometru. Cam asta e prețul unei linii de tramvai. O să trebuiască, în ipoteza în care bugetul rămâne așa cum este, o să trebuiască să ne încadrăm în el și atunci o să diminuăm proporțional investițiile pe care le facem, așa cum a spus dumneavoastră, în lucrări de infrastructură, investițiile pe care le avem în consolidări, investițiile pe care le avem în la spitale. Ce înseamnă, domnule primar, ce înseamnă să diminuați? Lăsați podul Grand neplătit, cu șantier deschis, dincolo de termenul martie pe care l-ați promis? Nu se pune. Apropo de podul Grant, sunt deja lucrări de 20 de milioane de lei pe care nu putem să le plătim pentru că există această ordonanță cu regula de 1 pe 9. 20 de milioane de lei sunt lucrări. Da, sunt lucrări care au fost făcute deja și pe care nu putem să le plătim. Sperăm să le plătim la începutul ianuarie ca să nu blocăm șantierul de acolo. Bun, acele lucrări care au început, cum este podul Grand, nu se pune problema să diminuăm suma totală care le este alocată. Pentru celelalte, cum sunt investiții pe consolidare de clădire cu risc seismic, investiții pe spitale, o să defalcăm proporțional pe ani sumele pe care le alocăm, astfel încât să ne încadrăm în bugetul pe 2024, așa cum este. Nu, ne-am trezit în fața cifrelor. Noi cerem, știam asta pentru că am avut discuții nenumărate pe împărțirea asta 50%-50% între Primăria Generală și sectoare a cotelor defalcate în premiza că, așa cum am arătat, taxele și impozitele locale se duc la sectoare. Deci am avut nenumărate solicitări și informale și oficiale cu privire la această împărțire de 50%-50%, nu aveam așteptări ca cota de 50% pentru București, pentru municipiul București să crească, însă nu m-am așteptat niciun moment ca ea să scadă. Vedeți asta ca un mesaj politic din partea Alianței de Guvernare PSD-PNL, mai ales după ce vi s-a propus intrarea în PNL pentru a vi se asigura sprijinul la candidatura Nu vreau să mă duc într-o cheie politică, însă e evident că nu există o viziune la nivelul guvernului, nu există o viziune de dezvoltare pentru București. Domnule primar,
Ne uităm la lista de atribuții, la preluarea mandatului dumneavoastră ați mai împărțit din atribuții pentru primăriile de sector. V-aș întreba în situația dată, dacă rămânem cu acest buget, vă veniți să le cere sectoarelor să contribuie, de exemplu, la subvenția pentru căldură, la transport, la infrastructură, sau să mai împărțiți din aceste datorii? Păi da, numai că, bineînțeles că doresc să împart orice, dar atâta timp cât nu avem o pârghie, o să vorbim în zadar, adică de ce când atribuția pe termoficare, pe subvenția la termoficare este la primăria generală, de ce un primar de sector a zice vă fac cadou 100 de milioane de lei ca să plătiți parte din ea? Eu să spună tot timpul, noi suntem în contact cu cetățenii, cetățenii au nevoie de băncuțe, de spații verzi între blocuri. Bun, dar cetățenii vor și căldură și apă caldă, din același motiv din care domnul Mihai a contribuit cu o sumă importantă la Curtea Doamna Nica. Vorbesc da. Că ar fi același principiu. Da, au fost mai multe exemple de tipul acesta. A fost sectorul 2 care a dorit să facă, să contribuie la doamna Ghică, au fost sectoarele 3 și 4 care au dorit să împreună, noi am făcut expropierile și ei să facă prelungirea din Iuliu Hațiăganu. Deci pe chestiuni de genul ăsta evident că avem disponibilitate, însă nu putem noi să impunem, ci putem doar să acceptăm ceea ce vor sectoarele să ceară de la noi. Nu știu, așa, dar ce rost să facem gesturi care nu duc, care n-au finalitate. În același context, pentru că ați vorbit despre subvenția de la termie, zilele trecute, Ministrul Energiei cerea cele de la Primăria Capitalei, cele 700 de milioane datorie către Elcen. Dacă bugetul rămâne așa, credeți că se mai poate pune problema de a plăti banii ăștia? Bun, după cum ați văzut pe unul din slide-urile pe care le-am arătat, am plătit, deci vă aduceți aminte că sunteți ziariști specializați pe București, vă aduceți aminte că contribuția municipiului București pe termie avea o medie de 700, 800, 900 de milioane de lei. Ați văzut în 2023 2 miliarde de lei, în 2022 2 miliarde de lei, deci de 2,5 față de cât punea pe termie administrația precedentă. Nu se pune problema să lipsim de finanțare nici transportul public, nici termia. Pe acea datorie de care vorbim, după cum știți, am alocat în urmă cu câteva luni 400 de milioane de lei printr-o recunoaștere parțială de pierderi și acum în ședința de Consiliu General pe care o să o avem în 21 decembrie, joia viitoare, o să mai propunem un proiect de hotărâre care prin care să mai recunoaștem pierderi de aproximativ 250 de milioane de lei. Deci o să ne ducem, pe care bineînțeles că o să-i plătim, deci o să ne ducem cu undeva la 650-700 de milioane de lei pierderi pe care Consiliul General le recunoaște și pe care primăria le plătește. Ministrul spunea că, mă rog, Elcen nu are bani să cumpere gaze, că trăiește de la o mână la alta, lucruri de genul ăsta. Un mecanism foarte complex, pentru că există există o întârziere între momentul, dacă acum cât de cât piața s-a stabilizat, dar în ultimii 2 ani au fost creșteri continue a prețului gazului și au fost diferențe uneori de 3 luni între momentul în care Elcen ANRE-ul a aprobat mărirea tarifului cu care Elcen vinde agentul termic și momentul la care ANRE-ul a aprobat majorarea tarifului cu care noi, în fine, compania noastră transportă agentul termic, aici intrând și pierderile care sunt proporționale cu
prețul pe, pe gigacalorie. O să fac aceste demersuri deci în momentul acesta, pentru că în mod legitim guvernul vrea să aibă un buget pe 2024 până la sfârșitul anului și se grăbește. Asta e absolut legitim. De asta am ieșit și eu acum în mod public și în mod informal o să fac presiuni pentru, sau în fine, o să încerc să explic parlamentarilor care este... Mergeți săptămâna viitoare la, la dezbaterile din comisiile de specialitate din Parlament? Nu știu dacă este cel mai eficient, dar o să fac ce ține de mine pentru a influența. Acolo se ia decizia. Am fost deputat de opoziție 4 ani și... Da, domnule primar, dacă anul acesta bugetul a fost la limită de 9 miliarde de lei pentru 2024, care ar fi proiecția de a trece anul? Cu ce buget? 10, 11 miliarde? Care ar fi bugetul limită? Sunt, da, dumneavoastră vorbiți de bugetul acesta, însă... El nu este bugetul, cum să spun, dacă vrem să avem o perspectivă reală, nu trebuie să ne uităm la sumele pe care le spuneți dumneavoastră. De exemplu, sunt salariile medicilor care vin și pleacă din bugetul nostru, sunt salariile medicilor din școli care vin și pleacă. Deci, în perspectiva mea, trebuie să ne uităm la acele cote defalcate din impozit pe venit, care anul ăsta au fost 6,2 miliarde de lei. Asta este suma reală. Să fie foarte clar, domnule primar, nu cereți bani în plus, cereți suma de anul, de anul acesta. E ok? Asta e foarte clar. Eu ce... Să nu se taie cele 600 de milioane. Exact, da. Dar, atenție, cu mențiunea că... Sunt două componente. Este componenta 3% pe care am avut-o anul trecut și pe care nu avem anul ăsta, așa cum e proiectul făcut, și este componenta de 2% pe care n-am avut-o nici anul trecut și pe care, pentru instituțiile de cultură, pe care eu consider că trebuie să o avem. Viziunea dumneavoastră la atribuțiile pe care le-a făcut, ar trebui să revină primăriei capitale din acea parte. Deci a fost 50%, dar trebuie să fie. Eu când am făcut o adresă oficială, imediat după ce am preluat mandatul și am făcut foarte multe socoteli, am cerut rapoarte de execuție și așa, în ipoteza în care prevederile din codul fiscal rămân așa cum sunt, toate taxele și impozitele locale se duc la sectoare, eu am cerut oficial guvernului, era prim-ministru domnul Câțu la momentul respectiv, o împărțire 70-30 între Primăria Capitalei și Primăriile de Sector. Și vă imaginați acum Primăria Capitalei să se bazeze mai mult de alte venituri proprii sau fonduri europene? Noi facem tot ce putem ca să optimizăm fondurile europene. Adică am luat 72 de tramvai din cele 100 și am reușit să ducem finanțarea celorlalte 28 în exercițiu financiar următor. Am luat toți banii pe autobuzele electrice, am luat 650 de milioane de lei pe stația de epurare de la Glina și am reușit să ducem tot un exercițiu financiar următor, am luat vreo 20 de milioane de euro pe termie și am reușit să ducem tot restul pe exercițiu financiar următor, deci am optimizat fondurile europene. De asemenea, am avut prima oară, așa cum au multe alte localități care au încălzire centralizată, am avut prima oară subvenție națională pe lucrările de termoficare pe care le facem de la, nu din fonduri europene, ci de la bugetul local. Ce v-a spus atunci domnul Sfântul când a cerut acea împărțire? Că totuși era multe prea viață, nu era voastră, viață. Da. V-a dat explicații pentru care nu ați venit
această împărțire? Nu am avut niciodată o explicație, de fapt, pentru împărțirea asta. Păi, eu cred că da, adică sunt în linii mari, în rectificarea bugetară pe care o propunem pentru luni, sunt alocați bani pentru a finaliza achiziția de 100 de autobuze electrice și 72 de tramvaie, deci trecem de la 70 la 72 de tramvaie și punem toți banii pentru autobuzele electrice. Introducem în sensul ăsta și un credit pe care tocmai l-am obținut de aproximativ 130 de milioane. Punem banii de care vorbeam mai devreme pentru a putea plăti termoenergetica și mai punem niște bani care sunt ultimele facturi pentru că au fost lucrări intense în ultimele luni pentru stația de epurare de la Glina. Deci, practic, toți banii care au rămas necheltuiți în diferite locuri îi ducem pentru aceste 3-4 obiective. Și atunci nu văd de ce... Este o chestiune care ține de compania. Sincer, nu am fost foarte implicat în această decizie. Este o chestiune care ține de conducerea STB-ului și e o discuție tehnică pe care nu știu pe unde a mai rămas, cine trebuie să le dea autorizația de transport, adică cum este rarul pentru mașinile noastre proprietate personală. Dacă trebuie să le dea direcția de transport din primărie sau trebuie să le dea ADI-ul sau chiar o autoritate națională, asta era o discuție tehnică pe care nu se lămurise acum 6 luni când m-am interesat de problemă. Domnule primar, astăzi încep lucrările pentru organizarea, deci am vrut să-i spunem, a magistralei, a primelor 6 stații de la magistrala de metro spre aeroportul Otopeni. Probabil că în vară vom avea și efectiv prima sapă sau utilajele intrate în subteran. Ce a făcut sau n-a făcut Primăria Generală pentru a pune pe roate proiectul magistralei 4, Gara de Nord Filaret, pentru care PNRR-ul prevedea 300 de milioane de euro. Acum banii s-au transferat la M6 și ar fi șanse să și prindă termenul din contract. Pentru că a fost un ping-pong între Ministerul Transporturilor, Primăria Generală, și acum proiectul unde e? La sectoare? Ce se întâmplă? Am detectat componenta financiară din întrebare, deci o să vă răspund la ea. Discuția a fost, am explicat-o la momentul respectiv. În proiectele de plan urbanistic zonal pentru liniile de metrou, noi atribuția Consiliului General pe partea deliberativă și a primarului general și a aparatului Direcției Urbanism pe partea de a propune Consiliului General este stabilirea amplasării stațiilor de la suprafață. Asta e tot ceea ce trebuie noi să facem. Ca orice puz există mai multe etape, 3 sau 4 etape până la aprobare și etapa cea mai importantă este cea a așa numitului aviz al arhitectului șef, care urmează obținerii de către beneficiar a tuturor avizelor. Și discuția a fost că ministerul, când a venit cu toate avizele pentru a obține avizul arhitectului șef, avea un aviz negativ de la Ministerul Apărării cu privire la stația care urmează să fie amplasată în fața Ministerului Apărării. Deși, nu mai țin minte calendarul acum, dar era ceva de genul, ei au venit cu toată documentația în noiembrie și avizul negativ îl aveau din aprilie. Și evident că noi am constatat că dintre toate avizele unul este negativ și n-am putut să dăm în mod legal avizul arhitectului șef și s-au mai pierdut câteva luni până când acel aviz din negativ a devenit pozitiv și în felul ăsta am putut să dăm avizul arhitectului șef. Deci au fost întârzieri din proiectul ăsta, dar cele care
sunt cauzate de primăria municipiului București au fost minime. Și mai am o întrebare pe care am spus colegilor, că astea sunt întrebările de ieri de la tine, da? Ca să fie ca. Cu câți kilometri de rețea termoficare, de termoficare reabilitată în cheiul anului și ce estimare ar fi pentru sfârșitul anului 2024, în condițiile în care președintele PNL București v-a acuzat că ați reparat doar 2 km pe fonduri europene. Cred că aici e o nuanță importantă. Pe fonduri europene suntem între 10 și 15, iar pe total vorbesc de rețeaua principală, iar pe total între 45 și 50. O să avem toate datele la primele zile ale anului 2024. Pentru 50. Am promis 50, așa este. Pentru 2024 sunt mult mai optimist, pentru că pentru multe din tronsoanele care au început pe fonduri europene s-au depășit multe obstacole, fie de proiectare, fie birocratice, fie de proprietate, care nu au putut să fie prevăzute la momentul acela. Domnule primar, zilele trecute s-a întors cumva de la SSMT, Direcția Națională Anticorupție, intrat în rolul domnului Oanei Sivache. Au ridicat mai multe documente pe diverse sisteme informatice și alte deplasări. Deja unii consilieri general cer demisia sau suspendarea doamnei Sivache până la lucrurile situației. Ați discutat cu ea sau aveți în vedere să o suspendați din funcție în acest moment? Bun. O să răspund doar la întrebarea asta care este în afara celor pe care le-am spus pe partea financiară. În primul rând că e foarte bine că se anchetează. Foarte bine, orice fel de informație suntem disponibili să o dăm. DNA-ul a venit aici în primărie acum 2 ani și a cerut niște acte de la Direcția Urbanism. Asta nu înseamnă că eu trebuie să dau demisia. Da? Adică DNA-ul va încheta și eventual va găsi niște vinovați. Dar asta nu înseamnă că neapărat directorul instituției este vinovat. Să așteptăm rezultatul anchetelor și în măsura în care se confirmă sau există suspiciuni întemeiate, evident că vom lua măsurile care se cuvin. Pentru moment, informația oficială este că a fost o anchetă sau au ridicat niște documente. Domnule primar, vreau să revin asupra unei probleme mai vechi, dar actuală pentru foarte mulți oameni, care încă se plângă nu au ocupată și cultura este... I-am auzit și și general în acest sezon vorbim despre asta. Știm că nu se poate rezolva peste noapte. Primarii dinaintea dumneavoastră au avut aceste probleme. Vreau să vă întreb de ce stagnează și ce se face în acest sens pentru a rezolva în sfârșit această problemă. Bun. O mai fac o excepție și răspund și la întrebarea asta. Sunt două lucruri de spus. Nu va exista apă caldă până când nu vom, ca să existe apă caldă și căldură, trebuie reparată rețeaua și trebuie reparate și sursele de producție. Pentru că în ultimele două săptămâni am avut trei momente cu afectarea multor blocuri. Două ni s-au datorat, adică au fost avarii pe rețeaua noastră și una s-a datorat Elcenului pentru că a fost o avarie la CET Grozăvești și nu s-a mai putut furniza agent termic. Cum am răspuns la întrebarea de mai devreme, ritmul în care noi schimbăm rețeaua, chiar dacă toți ni l-am dorit să fie mai rapid, este totuși de 3 ori mai rapid decât în mandatul anterior. Iar în ceea ce privește Elcenul, în sfârșit, legat și de întrebarea domnului Burduja de acele datorii, în sfârșit, prin faptul că Primăria Capitalei plătește, și am arătat aici 2 miliarde de lei anul ăsta, 2 miliarde de lei anul trecut, față de 700-800 de milioane cât erau în anii precedenți, în sfârșit, Elcenul, care a ieșit din insolvență în urmă cu, vă aduc aminte că a fost an de zile în insolvență, a ieșit din insolvență
acum un an. În sfârșit, LCN-ul poate să acceseze fonduri europene, inclusiv capacitățile de producție pot să fie modernizate. Da. Mulțumesc!